vii în fața judecătorului și ai un speech înflăcărat judecătorul. Tu, și toți oponenții tăi au căzut și tu mereu ai câștigat și I never lose cases, niciodată nu pierd. Mai pe scurt, o ideal, romantic, super, vrei profesionist, jurist, normal că jurist, vreau eu, te har respectă. La noi este percepția asta că iată, eu știu că am dreptate și aștept să vină cineva să ne-o facă. Sincer, uneori îi respect pe ăștia mai tare care sunt cu Partidul Comunist și PSRM-ul, decât ăștia care, da, eu nu știu. Și el povestea exact cum AI-ul se dezvoltă. Și eu zic, nu și AI, nu unii noi suntem, nu uite că ești Facebook-ul de gheze deschide. Da, mă tine că ești ceva știu. Sunt niște etape care noi nu putem să trecem mai mult lansări de rachete când avem probleme cu brânza în plăsinte, cu limba și ceva încă mai este, multe chestii de genul ăsta. Eu nu cred că în istoria noastră cândva am depins mai mult de noi decât acum. Schweppes. Alege cu cine mixezi. Salut, sunt Maxim Acovei și azi vorbim la una noapte. Eu eram după 10-11 ani de sport. Eu credeam că el e de performanță. Pentru Moldova probabil era de performanță, dar în fine, eu eram super concentrat pe sport, pe fotbal, naționale, Cristiano Ronaldo, Rio Ferdinand. Și a venit un moment că a trebuit să fac o decizie. Decizia nu a fost în favoarea fotbalului, a fost mai multe circumstanțe. Și am hotărât că cea mai bună cale este să fac studii. Părinții mei ambii sunt juriști, cei drept specializați pe drept penal, contravențional mai mult, mama fiind ofițer de urmărire penală la CCC, ce acum e CNA, tata fiind în Ministerul Afacerilor Interne, ambii colonei și am văzut ce presupune munca asta de jurist. Și probabil undeva în subconștient alegerea am făcut-o și mai devreme, dar atunci îmi părea că nu știu, am ales la întâmplare dreptul, fără să știu ce mă așteaptă de fapt. Dar partea bună pentru mine este că m-am specializat în alt domeniu, domeniul libertății, dreptului civil, contracte, lume care vrea să creeze, nu să distrugă și multe, multe alte particularități. Iarăși, un set de circumstanțe, cred că profesia noastră atunci când o alegem cu sufletul, e dictată în primul rând de ceea ce noi reprezentăm, în esență. Dreptul civil e despre o formă deja un pic mai moderată, mai cenzurată, chiar aș spune, laissez-faire-ului, unde ți-ți permite să faci ce vrei, cu excepția la ceea ce este interzis. Și după spiritul meu, în care inclusiv părinții m-au educat, unde eu am crescut și în ce circunstanțe am crescut, eu am fost lăsat liber să mă exprim, să mă dezvolt, să creez, să greșesc. Și dreptul civil este exact despre asta, despre libertate. Și cumva, când deja la prima interacțiune cu mai multe domenii, ramuri ale dreptului, mă rog, am văzut ce presupune dreptul civil și asta e libertate. Asta e mai multe modalități să-ți exprimi cumva și personalitatea și credințele tale și asta e un concept pentru că codurile civile, cel mai faine coduri civile, oricum la bază au avut credințele libertariene, liberale, chiar și în Austria, și în Germania, codul Napoleon în Franța, deci vine valul ăsta de liberalism, libertarianism, politică nouă, iluminism, deci totul e în strânsă legătură și apar codurile civile, care pe urmă evident multă libertate uneori tot dăunează și a început să fie deja un echilibru între protecția gen consumatorului, protecția părții mai slabe, niște interdicții care s-au format cu secole, dar oricum, până astăzi, oricum, dreptul civil rămâne reflexia libertății, spiritul ăsta liber, de inițiativă, antreprenoriat, și asta pentru mine e ceea ce rezonează cu mine mai degrabă. Răspunsul clasic care pe noi ne învață la facultățile de drept este că libertatea ta se termină unde se începe dreptul celelalte persoane. Dar asta e un răspuns prea simplist, pentru că realitatea noastră, inclusiv a noastră, a unui stat în plină transformare, dezvoltare, percepții de sine. Noi bine cunoaștem ca și popor care are un stat și trebuie să-l administreze. Pe atât, libertatea asta nu e doar acolo unde se începe libertatea altuia. Ea are foarte multe nuanțe. Uneori, libertatea trebuie îngrădită pentru o valoare care trebuie protejată. Spre exemplu, dreptul la liberă exprimare și acolo tu trebuie să o protejezi mai mult, să-i dai mai multă libertate.
În alte cazuri, libertatea asta trebuie un pic stingerită, limitată, ca să nu fie abuzuri. Mai nou, asta în domeniul de afaceri, este vorba despre concurență, protecția concurenței. Asta tu impui niște liberi. Cumva, dacă vrei, spre exemplu, în teoria jocurilor, este o parte cea mai bună strategie este să fii monopolist pe piață, cea mai avantajoasă, efectiv. Tu oricum ai mai mult de pierdut atunci când tu concurezi sau măcar dacă să nu fie un monopol, să fii câțiva jucători care să înțeleagă între ei. Așa tu un joc câștigi mai mult. În același timp, tu trebuie să limitezi dreptul ăsta tău de a monopoliza și să-i pui niște limite, pentru că de asta beneficiază toată piața. Mai scurt, sunt multe și multe, multe chestii, unde deja laissez-faire-ul ăsta, cum și l-a imaginat filosofii francezi, la început, el trebuie limitat pentru binele public, pentru binele comun, pentru niște aspecte sociale. Și atunci, tot mai mult deja să facem o balanță între ceea ce e important pentru societate pe ansamblu, și asta nu decide de obicei persoana ca individ, dar niște valori comune care sunt stabilite nu știu cum. Cultural, social, economic, istoric, sunt foarte multe contexte care în tot comun creează o sinergie care e greu să găsești mereu cauza-efect directă, gen chestia interdicția X pentru că e doar asta. De obicei sunt un cumul. Uneori poate fi pur, foarte simplu, meschin, interesul. Uneori spun interdicții și se acordă preferințe, drepturi din interes. Uneori interesul e perceput greșit, uneori se dorește să fie făcut mai bine, dar consecințele sunt altele decât au fost planificate. E o chestie complicată cu libertate și noi acum, ultima perioadă, avem tot mai multe provocări. Dar dacă ne referim la Moldova, în mod special, pe lângă provocările noi de digitalizare, AI, hate speech, online, să mai adaugă serviciile speciale din statul terorist Federația Rusă, care prin diferite metode, deci un joc a serviciilor speciale sau, nu știu, propaganda, care nu neapărat ok, serviciile speciale, dar o propagandă care noi luptăm, care pe lângă fake news se adaugă și propaganda pe care noi trebuie să ținem piept, să protejăm populația de asta. Războiul, evident, încă probabil sunt mai recent consecințele pandemiei și în cumul problema libertății e mereu actuală, doar că problemele au diferite forme, provocările mai degrabă. Eu cred că da, că în așa timpuri sau să nasc eroi, acum la erou mă refer la popor, sau da, sau ești legat de o alegere sau de înfrângere încă mult timp și trebuie să-i suporți consecințele. Și noi, în istoria statului nostru, stat la general, la popor, acum mă refer, au avut asemenea alegeri, sau consecințe pe care trebuie să le suporte, grație unor circumstanțe care nu neapărat tot timpul depinde de noi. Dar asta e și bine și rău. E bine pentru că eu nu cred că în istoria noastră cândva au depins mai mult de noi decât acum, dacă sincer, pe de-o parte. Și eu simt cumva provocarea asta pentru noi, pentru toți. Ține foarte mult, chiar acum ține foarte mult de noi, cum noi, ce atitudine o să avem, ce decizii o să luăm următoarea perioadă, cum o să acționăm. Pe mine asta, pe de-o parte, mă motivează. Noi putem să simțim că am avut un rol cumva în toată perioada asta de tranziție. Și nu neapărat că acum o spunem punctul, dar putem să dăm startul ceva mai nou, ceva mai fresh, ceva mai pozitiv. Și eu am toate motivele să cred, dacă vorbim chiar pur pragmatic, din perspectiva tranzacțiilor care se întâmplă pe piață, aerul care vine de la antreprenori, sunt multe chestii pozitive care mie îmi plac. Și eu simt suflul ăsta nou și vreau să-l cred. Nu, asta nu înseamnă să fim naivi, nu înseamnă iarăși, trebuie să cunoaștem realitățile, să le percepem, dar pentru mine timpurile astea grele mereu au fost o oportunitate să arăți cine tu ești. Și coști tu cu adevărat, tu aici te cunoști. După asta când te uiți la tine în oglindă, tu știi că ești bun nu pentru că cineva ți-a spus sau nu pentru că tu așa ți-ai infiltrat cumva și ți-a venit o idee, eu sunt bun. Dar tu mereu o să ții minte cum tu te-ai purtat în timpurile astea mai complicate, când tu știi precis că multe ori ai fost la limită de a măsălești mâinile jos și zici gata, nu mai vreau, nu mai pot. Și dacă ai trecut de perioada asta, știi că
că te mândrești efectiv și știi că o să discurci în continuare, dacă n-ai lăsat odată mai deja sau două sau trei. Tehnic, pur juridic, dacă să vorbim, pasul ăsta a fost făcut în 2013-2014, când a fost hotărârea Curții Constituționale, când s-a interpretat Constituția, că, deci în articolul 13, problema care era în articolul 13, noi avem limba moldovenească, s-a interpretat Constituția ca fiind corp comun cu declarația de independență. Declarația de independență, noi avem limba română. Și Curtea Constituțională a spus, trebuie să interpretăm, s-a dat o interpretare, că declarația de independență ar trebui să fie aplicată primordial în acest caz și respectiv, drept concluzie, e limba română. Acum ce se încearcă, cel puțin din ce am studiat eu cu proiectele astea de acte normative, se încearcă să fie modificat. Noi avem multe acte normative, legi, hotărâri de guvern, unii scris. Se scrie în limba de stat sau să fie documentele, să fie acte, să fie prezentate în limba de stat sau în limba moldovenească, unele, dacă au mai rămas. Și acum ei vor substitui în actele să nu ne mijlocită în Constituție, dar în aceste acte să fie modificat limba română. Ca efect, cum motivează guvernarea, ca efect a aplicării hotărârii Curții Constituționale încă din 2013, de 10 ani. Tehnic, e foarte discutabil această alegere sau această cale pe care o ales să meargă. Eu cu finalitatea sunt de acord. Eu cred că noi de mult trebuia să avem limba română și în Constituție și în toate actele normative. Dar da, dacă mergem pe machiavelism și scopul scuze mijloacele, atunci asta probabil e motivația guvernării. Ca și profesionist, tu mereu trebuie să ai rezerve și să-ți pui întrebări dacă asta e corect sau nu. Nu știu dacă asta e calea cea mai corectă de a fi dar în același timp sunt multe impedimente. Nu știu dacă noi o să avem de grabă majoritatea asta necesară pentru a modifica Constituția ca să includem direct. Deci sunt multe avantaje, dezavantaje. Dar eu ales să meargă pe calea asta. Cu finalitate eu sunt de acord. Eu cred că trebuie să fie limba română și nu că trebuie, e deja limba română. Și chestiunea asta, cât o să mai rămână așa în Constituție sau cât noi nu o să ne decidem și o spunem ferm, convins, inclusiv la nivel legislativ, ea o să rămână un motiv de a dezbina. Așa, măcar o să fie un fapt împlinit, trebuie să fie discuții în societate, trebuie să discutăm, dar să deja să trecem probabil de etapa asta. Uneori când tu critici guvernarea și spui eu înțeleg ce vreți să faceți. Eu spunem că vă cred intențiile nobile. Eu vreau să le cred. Dar mereu asta lasă un precedent pentru următorii care o să fie diferiți de viziunea mea sau de direcția în care noi vrem să ne mișcăm ca țară și o să folosească aceleași mijloace, dar pentru alt scop. Și întrebarea este dacă noi asta ne dorim cu adevărat. Dacă ne asumăm, dar problema asta e mult mai complicată. Eu știu o istorie, cel puțin în situație, la Nassim Taleb, și el povestea despre Kurt Gödel, care era și el un filosof, expert în ale logicii, și el susținea examenul pentru cetățenia Statelor Unite ale Americii. El era prieten cu Albert Einstein. Și el a găsit mai multe inconsistențe sau întrebări care i-au enervat pe examinatorii care i-acordau cetățenie. Deci întrebările lui de bază erau așa. Dacă în Constituție se promovează toleranța față de libertăți, față de drepturi, noi trebuie să fim toleranți în esență și noi trebuie să facem tot conform legii sau spiritului legii. Întrebarea este, cum noi procedăm cu oamenii care nu sunt toleranți? Noi suntem toleranți față de această intoleranță și asta e un cerc vicios. Și des noi trebuie să luăm decizii cum noi procedăm cu cei care nu respectă legea sau cum noi rezolvăm niște probleme adunate de 30 ceva de ani, cum le rezolvăm cu ei, cu mijloace pur legale, dacă noi mergem strict după tehnica legislativă, o să ne ia foarte mulți ani să luăm multe decizii. Pentru că ei sunt deprinși, ei sunt ca peștele în apă, foarte ușor manevrează cu diferite șmecherii, chestiuni, tehnici și te bag în niște chestii de unde tu nu mai vezi deja tot tablou și te pierzi în detalii. Și acum întrebarea este, noi dacă dorim să schimbăm ceva, mergem pe calea pur legală și atunci cei care nu acționează conform legii și nu au acționat mult timp, cum se împacă aceste două concepte? Soluția, spre exemplu, sugerată de Taleb, când găsești o persoană intolerantă, în cazul nostru intolerant față de democrație, față de lupta cu corupția, față de drepturi, noi ar trebui să fim intoleranți cu ei, în același stil în care și ei. Și uneori, din câte urmăresc eu activitățile sau modul cum se promovează anumite proiecte de către guvern, e cam pe ideea asta merg,
Dar aici este riscul de care noi am vorbit mai devreme. Că asta e un precedent. Și noi acum, sub umbrela democrației, valorilor europene, luptăm cu niște mijloace care nu mereu sunt creștine, pur legale și așa. Și ulterior, dar lasă un loc de interpretare pe viitor atunci când nouă guvernare, spre exemplu, nu o să ne placă sau direcția în care ne mișcăm. Asta e o problemă veșnică de mult, mult timp. Nu știu dacă este o soluție finală, dar hai să vedem ce o să fie. Dar noi oricum trebuie să batem alarma de fiecare dată când semnalăm o încălcare sau o modalitate care nouă nu ne place, cum se promovează, chiar dacă scopul e nobil. Noi trebuie să fim gardieni. Noi mă refer la societate acum, la presa liberă, dacă mai este. În activitatea noastră, noi suntem nevoiți să des să interacționăm cu autoritățile publice pentru interesele clienților. Des asta e SAP, dar mai sunt și multe alte organe care mai eliberează acte permisive, mai pe scurt. Și multe servicii chiar sunt digitalizate. Nu, chiar să luăm și chestia asta cu M-cabinet. Da, acolo sunt multe probleme tehnice, eu nu vreau să intrăm în detalii, știu. Dar oricum, noi avem M-Sign, avem M-Cabinetul, avem M-Power cu împuternicirile digitale. Lucrurile la noi depinde, iată, cu cine compari. Probabil stau mult mai rău ca în Estonia, dar din câte înțeleg, probabil stau mai bine ca în România. Iată. Potențialul este mai mult, țara este mai mică și se putea mai mult de făcut. Asta e cert. În același timp, asta e și o chestie de cultură, vezi? Noi putem să legiferăm și să implementăm orice servicii cât de bune ele n-ar fi, dar asta ia timp până să ridic nivelul de cultură, inclusiv de utilizarea serviciilor electronice, a mediului digital. Oamenii trebuie să fie informați sau să utilizeze asta. Și asta nu se oprește doar la Facebook și la WhatsApp, dar în general, igienă digitală. Subiectul e super complex, el chiar undeva e plictisitor, dar în același timp e mega important. Puterea oastei doar se ia după cel mai slab ostaș. Așa se face în media. Tu nu poți să te orientezi după IT-iști, după... că e clar, acolo tot e clar. Și tu când iei decizii pe asemenea politici, eu nu știu cum e asta, dar îmi imaginez, tu trebuie să iei în calcul toată societatea. Sau acum doar des vorbești despre votul electronic. Sunt mulți IT-iști super profesioniști pe cyber security și pe restul care semnează multe riscuri. Și întrebarea este, ok, este în Estonia, super, dar ce asta nu este, nu știu... spre exemplu, sau SUA, sau alte state care stau în față. Și bun, și aici se începe și o discuție. Poate că e prea mare să facă asta, poate că nu știu. Știi, ca să te concentrezi pe digitalizare, nu ca să trebuie să o lești la urmă, dar când alături stau atât de multe probleme și noi în societate încă e greu să găsim consens, digitalizare, din păcate, uneori rămâne pe planul B, C, D, E, Z. Și tu nu te concentrezi pe asta, pentru că multe state doar au... Eu cam mă uitam recent, chinezii au făcut un raport, el a fost tradus deja și în engleză, ei au analizat de ce în SUA, de ce anume în SUA a fost inițial lansat ChatGPT, spre exemplu. Și au analizat background-ul la toți membrii, 81 de membri în echipă, vârsta medie a echipei care au creat ChatGPT și care au dezvoltat e 32 de ani. Majoritatea din ei, sau cel mai mare număr, studiile le-au făcut la Stanford. Au și oameni în doctorat, care au doctor cu master, au și doar bachelor, licență. Și i-a analizat și pun întrebarea, iată, noi avem o strategie de digitalizare long term, noi investim foarte mult. De ce ei au reușit înaintea noastră să iasă în public cu... Okay, mai aveau și ei niște drafturi de AI-uri diferite, dar au ieșit ei și au fost gen de succes. Asta e a matter of fact, asta e clar. Și concluzia în raport a chinezilor era vorba în talent. Deci, nu că noi am investit mai puțin, nu că noi avem o strategie, dar eu reușit să atragă talentele. Google, Meta, Amazon, nu știu ce mai fi, și ei nu sunt interesați de corporații mari, lor le trebuie provocări mereu, le trebuie. De asta, inițial, Musk a putut să atragă foarte mult în SpaceX și chiar și în Tesla. Ingineri care au vrut să creeze, asta își dorește cine, un talent, care vrea să exprime, inclusiv prin munca lui. Și asta a fost concluzia chinezilor. Nu ne lipsesc atât talentele care au putut să-i atragă americane, spre exemplu. Și ChatGPT-ul e făcut de niște talente cu vârsta medie 32 de ani. Tu poți să impui politici cât te vrei, poți să faci o mașinărie economică bună ca la chinez, dar totuși omul care are încă un pic de spațiu, de gândire, el nu e absolut evident și în SUA sunt multe probleme cu libertatea, dar când el simte libertatea să este vibe-ul ăsta de energie liberă, de că el poate să creeze, poftim, iese produs.
Aici nici măcar juriștii deja pot constata și deja au constatat în multe cazuri consecințele. Dar din cât eu înțeleg, din educația mea așa limitat cum este, dar din cât înțeleg eu, tot e accesibil, practic tot. Când spui Hey Siri și Siri se activează. El ca să activează Hey Siri, mergem după logic acum. Ca el să audă Hey Siri și să activeze, el trebuie să asculte tot. Și triggerul e doar la Hey Siri. Respectiv, concluzia mea până când încerc să o pun logică, tu nu poți să te activezi numai când auzi Hey Siri. Tu trebuie să asculti tot și la etapa când auzi Hey Siri, asta e trigger și tu te pornești. Dar noi toți am avut de asta și multe discuții când spui un anumit produs și a doua zi îți apar ad-uri. Deci așa lucrează, dar cum? Și nu-i doar din interacțiunea că eu am căutat sau nu, dar uneori discut și prima perioadă zic nu, eu paranoic, nimic îmi pare asta, n-are cum. Și după asta testezi, mai citești articole, mai citești după asta Cambridge Analytica, te uiți pe Netflix și tu înțelegi că tu nu ești paranoic ca tare. Asta așa lucrează. Și are și avantaje, dezavantaje. Nu știu, mulți splâng pe Meta, pe Facebook. Vorbim de Facebook în concret, nu WhatsApp sau restul. Mie Facebook-ul mi-a schimbat viața. Dar eu cumva am avut mare noroc să întâlnesc oameni interesanți. Ne-am setat feed-ul, am follow. See first la postările sau la oamenii care îmi plac. Și eu de acolo și studii juridice am pe Facebook și filme și interacțiuni și clienți. Articole, deci la mine feed-ul e jumate de articole juridice, juriști pe care îi urmăresc și mai apare acolo, nu știu, Big Thing, ceva, doctor în fizică, nu știu ce mai este. Și ulterior după asta și îți recomandă, plus minus. Dar despre securitatea datelor noastre, efectiv e problemă. Sigur, dar problema nu e doar ce fac ei. Problema e că noi nici nu conștientizăm asta mult timp. Iată a fost ultima perioadă niște cazuri care ne-au deschis un pic ochii, inclusiv din perspectiva juridică, asta au condiționat necesitatea să apară GDPR-ul. Acum, la nivel de Uniunea Europeană, apar proiecte ca AI Act, Artificial Intelligence Act, Digital Market, Digital Services Act. Deci acte care sunt îndreptate, nemijlocit. Acolo de-a mai proiect sunt chestii juridice, dar juridic cu ce este dreptul? Asta e o consecință la niște fenomene sociale. Dar este în societate se transmite ceva, spre exemplu, nu știu, înainte cum era, se transmite o vaci, se transmite în schimb vin. Asta era un schimb care trebuie cumva să te protejezi în celălalt și încalcă cuvântul. Ulterior, asta a devenit mai sofisticat și din tâi apare chestia pe piață, antreprenorii și restul mișcă lumea, juriștii formalizează cumva asta, așa eu cred. Și ulterior a apărut fiar și fenomenul, a apărut fenomenul rețelelor sociale, noi nu știm cu ce asta se mănâncă, asta a fost mult până la Mark Zuckerberg să fie în Senat, SUA și să dea explicații cum asta lucrează. Și pe urmă noi, peste 6 ani, ne-am trezit că, dar stai, poți influența alegeri cu asta, dar poți să schimbi în genere minți, poți să-i faci dependenți de dopamină, poți și multe consecințe care deja trebuie protejate juridic și să-i spui un stop, libertate, să limitezi libertatea asta a corporațiilor de a face ceva. Și pentru asta au fost multe cazuri și odată și-au spus inițial GDPR, spun amenzi destul de mari, nu știu ca nivel de procent din revenue lor cât îi ies amenzile, dar dacă tu ești prin Irlanda, Google și Facebook îți plătesc, acolo sunt de 10 de milioane amenzi, dacă nu mai mult. Oricum, un impact l-a avut, poate mai limitat, poate pune bieți în roate la mulți care sunt mai mici, n-au treabă și tu vezi cu cookies mereu, da? Dar pentru ei, măcar ceva, tu la nivel de educație deja începi să înțelegi, vezi cookies, vrei să interesezi și asta, vrei să limitezi sau nu, începi să înțelegi cum e ascultat telefonul, ce informații oferi. Și asta e un proces continuu, pur și simplu partea asta juridică e mereu întârzie. Asta e inevitabil, rar când juridicul creează oportunități sau când el din start, asta poate să lucreze și așa vine de sus în jos, știi? De obicei lucrurile se întâmplă și noi pe urmă trebuie să luăm o decizie, bun, e rău. Și asta s-a hotărât că e rău, de asta s-a reglementat. Nu în toate statele, dar majoritatea. Cam așa lucrează procesul ăsta. Nu știu, mie mi s-a părut evident fals, tot îi știu și fac, e clar. Nu a vrut să dea informația, foarte multă informație publică, probabil a fost, da, de marcă spun. Nu mi-a plăcut cum a mers procesul, e clar că un pic nu spune tot ce știi, evident că el tot știe, evident că știe eu cum se colectează datele, evident că știe despre riscuri și după, mă ating că Cambridge, asta a fost doar ca efect la Cambridge din câte eu ți-am minte. Dar când a apărut Cambridge Analytica și foști angajați la Facebook,
Și eu din câte am văzut, e lume de asta tech, care mai au credință într-o lume mai bună, știi, undeva poate mai naiv și așa e super fain. Și eu spus, știu eu despre asta, ne-am făcut acolo o listă de termeni în notiță cu toți termenii care îi foloseau în filmul ăsta din Netflix. Și acolo era condiționare de dopamină, deci niște chestii care, când înțelegi la ce nivel oamenii analizează societatea și sociologic, dar nu-i sociologia aceea când tu îți faci imagini după un 10 oameni pe care intervievai. Tu acolo ai comportamentul la milioane, miliarde de oameni. După tăt, acolo tu vezi tot și asta așa de strașnic. Mai mult, tot despre libertăți. Este așa un concept ca cel mai intolerant câștigă, sau dictatura minorităților. Dacă tu crezi că un partid e susținut 10% de un anumit grup de oameni și crezi că el o să primească 10%, de obicei asta e greșit. Pentru că tu aici nu iei în calcul o variabilă. Oamenii care încă nu au luat o decizie. Și asta era prin fir, cu un fir roșu trece prin tot Cambridge Analytica. Ei spuneau, pe noi nu ne interesează cei pe care noi vedem că i-am s-o decis. Că e clar, omul înflăcărat, e greu să-l treci din stânga în dreapta. Tot timpul noi ne concentram pe omul care nu a luat o decizie. El nu știe, el poate e de stânga, poate e de dreapta, poate vrea Brexit, poate nu vrea Brexit. Și tu te concentrezi pe el, pentru că ăsta e grupul țintul cu care tu lucrezi. Și asta se numește renormalization group. Deci, dintr-o minoritate, tu este și expresie, o formulă matematică, ceva cu fractale, dar eu sunt umanist, așa că nu o să mă bag în detalii. Și tu te concentrezi pe minoritatea asta care e intolerantă, și ea se concentrează nu pe ceilalți să-i convingă, vin în partidul meu, dar pe ăștia care nu s-au decis. Și din 10%, tu brusc ai 51% într-un anumit moment. Când tu, de partea cealaltă, îți părea că tu ai o majoritate, dar era o majoritate falsă, o iluzorie, pentru că ți-ai spărie că tu o ai, dar tu ai uitat că sunt mulți oameni care încă nu au luat o decizie. Și asta se aplică și pentru Moldova, nu doar sunt mulți oameni care, da, eu sunt politic neutru, eu nu mă implic în politică. Eu nu mă decid de război sau nu, eu de stat neutru. Deci, practica și matematica și sociologia și Cambridge Analytica și evrei arată că mai rău ca neutralitatea nu există. Mai bine deja ești o poziție, las și, sincer, uneori îi respect pe ăștia mai tare care sunt cu Partidul Comunist și PSRM-ul, decât ăștia care, da, eu nu știu. Nici acolo, eu sunt neutru, politica nu tare mă interesează. Și când se încep probleme, sau asta acum de oameni de afaceri spun, da, eu nu mă implic, eu. Și când se încep controale, cazuri de astea la comandă, când pe dânsul deja îl pun la perete și îl înțelege că asta e quasi politic, poate fi, sau tu ai fi vrut ca un sistem să lucrezi normal, dar asta tot depinde inclusiv de politic. Și el te-am să implic, scris scrisori la Maia Sandu, la președinți, la parlament, dar de-am târziu. Tu n-ai vrut să te implici când trebuie. Ai fost neutru. Fix așa neutru să fie față de poziția ta acum, că gata. Cambridge Analytica a influențat alegerea oamenilor dacă ei votează pentru Brexit sau nu. Brexit, asta când Marea Britanie a ieșit din componența Uniunii Europene. Eu, știi, când facem notițele astea, eu mă simțăm atât de prost, știi, din perspectivă, nu că n-am cunoștințele lor, dar pe mine nici nu m-a dus gândul că tu poți influențezi omul în halul ăsta. Adică, să planifici la o arhitectură atât de complexă ca omul și tu efectiv, pentru că știi cel mai greu? Cel mai greu interacțiunea între oameni, de principiu. Atât noi la multe deja avem răspunsuri. Legile fizice, matematice, acolo unde tu ai interacțiune cu... Dar nu cu omul. Cu omul, până am abia recent, se mai vede și se mai întâmplă în creierul nostru, niște neocortex, nu știu ce, și cât ceva noi mai aflăm despre noi. Dar dacă îl citim pe Marc Aurelius și pe Seneca 2000 de ani în urmă, tu o să vezi că e fix aceleași probleme care ne preocupă pe noi, poate alte instrumente și alte mijloace. Și asta înseamnă că noi pe noi ne-am cunoscut foarte puțin de principiu. Și asta e greu, oamenii, asta e greu, asta e foarte greu. Dar eu găsit așa, nepăpușari, puncte prin care influențează și să te duc acolo unde lor le trebuie. Tu asta vrei să refuzi? Cum? Eu, soarele se învârte în jurul meu, eu sunt așa de unic, am așa niște concepții bune, la, când mă duc la o masă, la zi de naștere, așa multe povestești, tot zic eu ce și deștept. Dacă tare, tu ai un set acolo de valori care e replicat în vreo 100 de ori, minimum, încă la alți oameni. Da, asta da, am vrut să mă să mai bine, dar 100 de milioane de ori și tu ești un mecanism în tot, și asta,
Asta poate fi depresiv, câteodată, dacă te gândești din perspectiva asta. Dar, să nu-ți faci iluzii, să crezi că ești unic, poftim. Poate eu tot am votat de atât, dacă e ceva nesugerat și eu încă nu înțeleg. În ce constă genialitatea? Asta e ca în Inception, ți-ai minte? Când plantezi o idee, trebuie să o plantezi așa că el să creadă că e a lui, numai atunci el lucrează. Ei au rămas cu gândul că asta e alegerea lor. E una când tu simți ca în asta lui Orwell, 1984, cu ultima scenă, acolo el stă și el înțelege că el a fost influențar, spune, să străiască dictatorul cu lacrimi în ochi. Când oamenii au luat o decizie, eu rămas convins că asta e decizia lor. E că asta e cel mai genial, după mine, în toată istoria asta. Dar tu știi că pe chestii juridice asta deschide, care deja nu mai par filosofi. Și uneori când discutai asta, puteai să pari o discuție sterilă de om care vrea, n-are și face acasă. Dar vicerea de consimțământ. Contractul ăsta e un consimțământ exprimat în scopul de a produce efecte juridice. Naște sau produce efecte juridice sau stinge efecte juridice. Și tu, acolo consimțământul trebuie să fie valabil. Adică consimțământul este voința ta care trebuie să fie exprimată. Cazul Cambridge Analytica. La ceva voința a fost viciată. Asta, efectiv, e greu să zici că e voința lor. Așa am o întrebare despre, încă și mai largă, despre voință pe ansamblu. Cu voința, cel puțin în dreptul privat, dar și în penal și în dreptul public des. Voința asta e cornerstone, asta e piatra temeliei la tot ce se întâmplă, la contract, la testament, la proprietate, la ce vrei. Asta e voința. Și tu când înțelegi că sunt metode de a vicea voința, bun, asta nu e foarte practică pentru Moldova, și spun eu, dar still, când noi avem de-am cazuri care se întâmplă în alte țări. Ei, dar și alte țări, trolii care au fost cu alegeri la noi sau tot asta. Asta se întâmplă că acolo sunt interes mai mari și alegeri și chestii geopolitice și nu știu ce. Dar închipuiți că asta se face, spre exemplu, și asta se face ca tare prin marketing. Asta se face într-o formă frumoasă, să te convingă. Asta e nice, nu-ți bagă aparent în capul tău, aparent. Nu știu, asta e super complicat și noi încă nu suntem gata de analiză. Asta mult de-abia să încep studiile astea, dar vezi cu câți ani noi întârziem. Ca jurist, eu am ca jurist spun. Câți ani noi întârziem și asta mereu se întâmplă, asta tot timpul a fost, așa că degeaba juristi cred foarte, își dau mare importanță, dar asta se întâmplă, eu consider, asta s-a întâmplat 2014-2015 primele chestii au început să se întâmple, dacă nu mai devreme. Și abia prin 2020-2021 noi avem niște legi care ca urmare la nu știu ce, începem să analizăm și de-am rămânem în urmă la alte fenomene care deja se întâmplă. Iată, ChatGPT-ul nu se află în mâna cui trebuie și ei, printr-un set de multe răspunsuri, condiționează panică în societate sau ceva. Eu, dacă e făcut să dea un anumit tip de răspunsuri, el cam spre asta o să meargă. De unde nu știm cum e programat el și stă acolo. Adică eu am văzut interviuri cu Mira Murate, e CTO la ChatGPT. Și mă uit, parcă n-am motive să-mi fac griji, da. Dar până la urmă, cine știe? Ea că o arătat că și cu Facebook spate înseamnă și cu GPT cu spate și cu tot spate. Eu sunt tare interesant timpul trăim. Cum promovez? Eu împărtășesc experiența mea des, așa, pentru un grup limitat de prieteni, undeva pe un story, pe Instagram, ceva. Gen, iată, azi am scris așa un e-mail, iată, vedeți e-mail-ul. Iată, am încercat să-mi găsesc mai repede idei când am de făcut, spre exemplu, analize pentru client pro and cons. E clar că eu duc răspunderi pentru răspuns și trebuie să analizez bazat pe lege, pe practică, pe tot. Dar el poate să-mi sugereze foarte multe idei interesante, ca un punct de pornire, ca o idee la care pornesc. Despre e-mail am spus, uneori scrii toată ziua și tu ești secat de tot. Și descrii pe scurt o idee și el ți-o descrii și frumos și super. Slack-ul deja, mesageria asta, Slack-ul care e și un fel de CRM și un fel de nu știu, la Salesforce, la dânsul pe site este Einstein GPT. Asta înseamnă că tu o scrii mesaje și tu nu o să mai dai task-uri exacte care poate fi înțeles foarte concis. Dar tu o spui, transmite mesajul și ăla, el poate să înțeleagă contextul din ce tu discuți și el te analizează și prelucrează și te ajută foarte repede. Să faci invoice-uri repede, spui, fă un invoice pe 100 de euro după forma care ți-am transmis un document și ăla și el îți generează invoice. Mid Journey, Stable Fusion. Tu scrii un text, scrii.
Fă-te, rog, pe Cristina, cum e ei interviul la 1 noapte. Depinde mai pe scurt cât de exact scrii. Și el îți generează o imagine din asta. Amu, sunt artiști care deja vând imagini create prin Midjourney. Tot acolo, eu prima dată am început să-l folosesc tot octombrie, noiembrie, nu știu cât era, 2022, în Discord, între în chat, în Discord, scrii promptul și îți generează imaginea. Dacă plătești niște bani, îți dă numai chat-ul tău și tu acolo creezi imagini. Super detaliat, frumoasă. Era doar istoria asta când o imagine creată prin Midjourney a câștigat un concurs de pictor. Pe urmă este cu voice, deci tu îi dai doar un input de voce, spre exemplu al lui Morgan Freeman sau lui Elon Musk, și el îți creează un speech întreg cu vocea lui Elon Musk. Da, dar sunt o grămadă de cânti și deja piese cu, spre exemplu, tot clipul format din imagine din Stable Diffusion sau din Midjourney și cu un soft care îl transformă în video. Și tu ai un video creat 100% din imagini din Midjourney. În sens că tu generezi deja content din AI-ul ăsta. Și el e foarte divers deja și în multe domenii și diferite chestii. Și tăța musă întreagă între dânsii. Cine e primul și cine e cel mai bun. Microsoft a dat 10 miliarde. Căroci, acolo se întâmplă așa niște lucruri, noi amunul ne gândim, dar noi simțăm consecințele. Că acolo de-am gata, tăți au început. Dar nici poate să-mi povestească amul de-am oricine și ne-ar zice că asta-s istoric, că-s basme. Eu m-am folosit. Eu am utilizat, eu am văzut cum asta lucrează. Riscurile sunt enorme și eu citeai vreo 7 ani în urmă. Era tot un head of ceva acolo la Microsoft și el avea o carte care povestea despre singularitatea și zic, fantastic de asta, știi? Și el povestea exact cum AI-ul se dezvoltă. Și zic, nu și AI, nu unii noi suntem, nu uite că ești Facebook-ul de ghezi deschide. Dar mă tin că e ceva știu. Постоянно ești împlut cu practică, cu chestii pământești, așa, că prins în task-uri, în to-do-uri, în meeting-uri, în tot. Asta tot timpul arde, nu tot timpul important. În sens că dacă tu uiți de prioritățile astea long term, iată, spre exemplu, dacă tu n-ai fost la timp în temă cu AI-ul să și-ai pierdut fișca, nu că tu în 2 ani ați pierzi ceva, dar în vreo 5-10 probabil tu ați pierzi. Tu nu o să fii în temă, tu nu o să reziști la concurența asta. Sau, cum este FOMO, da? Fear of missing out. Deci, frica că tu mereu să pierzi ceva, asta tot e o extremă, asta mă ating că de-am o devere de asta psihologică. Și tu mereu ești ții informat, dar nici nu reușești să faci nici cu informația asta și cacbă, tu parcă știi, dar nici n-ai făcut. Asta eu cred că tot e mereu. Eu mai degrabă să știi două lucruri, dar să faci pe ambele. Și eu cred că ești mult mai bine la ieșire. Adică, evident, sunt extreme. Da, dacă vorbim de principiu, tu ești focusat să redactezi amuși un document în Word, trebuie să faci cu track changes, rep de la client, chestii, cartiuți în cod civil și îți pare că tu ești super smart. Și vin ceva și de la Big Four sau de unde, din alte corporații, din alte parți sau din alte startup-uri, juriști, acum vorbesc. Și ei super smart, au softuri, tool-uri, automatizează, fac tot, dar în primul rând asta ce înseamnă? Că ei optimizează și ei sunt mult mai eficienți pentru clienți. Și aici o să fac în 6 ore, o să fac în 30 de minute. Tu știi că ai făcut 100 de contracte din împrumut, le-ai făcut de anul, spre exemplu. Și tu vezi șablonul, poți să-l faci. Și tu automatizezi chestia asta ușor, tu nu mai iei Word-ul, nu deschizi, pui datele, link-ul, transmiți prin e-mail, track changes. Deci tu ai pierdut automat 5 ore. Ușor. Dar acolo, pac, ce... Gata, este. Am generat, mai departe lucrăm. Dar asta și nertic, știi, clientul primești mai eficient, respectiv mai eficient, mai repede, asta pierde mai puțin timp, înseamnă că ești mai ieftin. Piața, tot timpul piața dictează. La americani asta se întâmplă, pe alte piețe asta se întâmplă, pentru că clienții gata. Când îți dai seama, acolo sunt firme juridice care au revenue de peste 1 miliard de dolari. Asta revenue la firma juridică. Deci ei fac tranzacții, înseamnă că de 10 de sute de miliarde. Tu acolo ești prins în task-uri de astea care dacă tu ai pierdut timp cum n-ai automatiza, tu n-ai cum să faci profitul ăsta de 1 miliard. Și tu te focusezi, și am de făcut, tax. Eu am 100 de parajuriști care constrâng informația și nu știu ce. Deoarece poți digitalizez informația asta, setez un chat bot, un GPT, un ceva, ca el să-mi structureze informația asta simplă, să fac search în document inițial. Putem, am făcut, s-au redus 100 de parajuriști. Asta sunt 100 de salarii și 100 de parajurești poate să facă un singur om.
Ștet asta e că devine un proces, pur și simplu, așa cere piața. Este, mai pe scurt, este o carte Tomorrow's Lawyers. De el o scrie, el are 3 sau 5 ediții, nu știu câte, din primul 80. Scrie că, băi, lumea juridică, dreptul trebuie să schimbe. Și piața îți vășeară asta. Mai devreme sau mai târziu. Și atât la muncă să aibă dreptate. Pur și simplu, a fost o leac de profeție odată. Dar asta se realizează. Și firmele spre asta merg, inevitabil. N-ai cum. Dar cum? Iată, tu ești ChatGPT, tu tot ai nevoie de jurist. Și tu știi cum lucrează procesele, tu știi cum poți să le faci. Și vine o firmă juridică, de vorbim de alte piață, vine o firmă juridică care te tapează așa cu de, te imaginează, pe hârtie, îți transmite, asta doar nu e posibil. Tu ai nevoie de un jurist care îți vorbească cu tine aceeași limbă, să presteze serviciu, care repede să fie. Și dacă tu nu înțelegi, nu te adaptezi, trebuie să înțelegi o chestie. Lumea mișcată de până când în situația curentă, în afară de Coreea de Nord, probabil, și încă unele state, de antreprenor, de afaceri, da. Tu sau te adaptezi sau nu ești relevant pentru piață. Gata. Și aici nici nu mai e acolo chestie că asta sună cool, să fii în modă cu tehnologie. Asta oricum are un sens și un scop. Să fii mai rapid, mai eficient, mai puțin costuri, eficientizare, creștere, asta doar e ciclu. Evoluție. Deci noi nu, des, deci nu mai punem întrebarea că noi trebuie să facem asta pentru futurism. Tu, de momentul în care ChatGPT a fost lansat public, gata, noi suntem în urmă. Asta de-am e lansat public. Să am cineva, mă, din Stanford, stă și lucrează, de-am la altceva, nici nu știu la și, la Web3, la Multiverse, la... Dar știi care e chestia? Dacă nu mă știi ce am vrut să spun? Că te gândești numai că în plăcinte nu e brânză ca tare, dar tu credeai că e brânză? Dar în același timp, știi, este o problemă și până tu nu o rezolvi, tu nu poți să treci la alta. Sunt niște etape care noi nu putem să treci mai mult la lansări de rachete când avem probleme cu brânza în plăcinte, cu limba și ceva încă mai este, multe chestii de genul ăsta. Și parcă îți pare că că asta e amuzant, e amuzant și cumva te descurajează, dar în același timp, cumva, păi, ok, hai să facem. Dăm dacă suntem aici. Harvey Specter, deci, era un personaj principal din Suits. Pe dânsul îl ajută Mike Ross. Da. Și ei arată viața de jurist, care arată viața care o proiectează ei acolo. Ei, spre exemplu, Planeta Pământ. Și dacă revenim la Moldova, viața de jurist în Moldova, avocat, executor, judecător, nu contează, e Pluto undeva. Nu, cam așa e distanța. Și vin mulți studenți la drept, entuziasmați de Suits, stau vreo 2-3 ani, se uită că ei încheie numai tranzacții, scot numai frază deștepte, ei știu tot pe de rost, Mike Ross are memorie fotografică, tu tot ai învățat, vii în fața judecătorului și ai un speech înflăcărat judecătorul. Tu, și toți oponenții tăi au căzut și tu mereu ai câștigat și I never lose cases, niciodată nu pierd. Mai pe scurt, o ideal, romantic, super, vrei profesionist, jurist, normal că jurist, vreau eu pe Harvey Specter. Dar chiar cred oamenii în asta, adică verificat. Și vin la facultate și înțeleg la un anumit moment că asta presupune, indiferent, tu ești judecător, executor, avocat, procuror și alte, notar, nu contează, tu scrii. Tu și faci, citești și scrii. Citești, analizezi, scrii. Pe urmă iară scrii, pe urmă iară analizezi, citești și trebuie repede să scrii, să dai o opinie, o soluție, o decizie, o cerere, orice trebuie să generezi produs. Și asta e ca și atunci, este, nu știu cum asta se numește, sindromul ăsta, când știi, a fost undeva în Madrid și te întorci în Chișinău și primele zile o leacă ești stresat. Nu, pentru decalajul oricum să recunoaștem este, de tăci din conjoară și cam e tot așa și aici. Tu ai avut așteptări de Harvey Specter, dar te duci în instanță, s-a amânat ședința, tăt nu lucrează, trebuie pe mâine, trebuie pe ieri și stai efectiv în oficiu și mereu scrii. Dacă aș face un portret la un avocat, nu bun, pe lângă faptul că ei mai pledează, eu, spre exemplu, nu merg în instanță, dar sunt avocați care pledează în instanță, dar oricum asta e, eu nu știu, 10% de maximum, sau la noi, la când consultăm pe afaceri, pe contracte, fuziuni, achiziții, asta e 10%, chestia asta frumoasă, e părut undeva în Forbes România, o poză frumoasă, tranzacții, a fost cumpărat o companie, milioane de euro, tot frumos, dar asta gata, asta
maximum ai ajuns acolo frumos, ai respectul colegilor, tot, mâine sună clientul altul care de-am tot e urgent și te întreabă de ce. Trebuie urgent, trebuie repede, asta de-am nu contează, nu mai este, asta doar în timp să construiești o imagine care ulterior, dacă ai făcut tot corect și ai fost pasionat, dedicat, inteligent, e descurcat și ai făcut lucrurile la timp potrivit, pe urmă să te ajute să fii bună oară un partener la o firmă de avocatură sau să fii judecător la curtea constituțională, nu mai știu. Și acolo tu deja îți permiți un nivel de viață, dar nici atunci nu-i Harvey Specter. Mai mult, din interes, noi doar des interacționăm cu avocați din alte state, SUA, UK, Franța, Germania, ce vrei. Nici viața lor nu e ca în Harvey Specter. Unica și poate semeni în SUA ar putea să aibă oficiile lui Harvey Specter. Deci hard work, scris lucru de dimineață până seara, mai mult acolo oamenii lucrează mai mult decât noi. Extra work, mereu noapte ești din oficiu. Adică... Nu, e asta înseamnă Harvey Specter. Nu, știi cum? Oricum, ceva este drept. Și la cravat oamenii îmblă, da, și secretarea sau secretari și parteneri femei, slava Domnului, adică sunt, da, dar oricum, dacă vorbim per general, modul de viață care el arată acolo și chestii, not fun at all. În domenii ăsta, Moldova, eu mă simt mai pe scurt relevant. Asta e o chestie de ego, vorbesc de mine. Recent am avut chiar o întâlnire, noi am avut ceva urgent de făcut, un client din Franța, s-a rezolvat, tot fain și cumva, stăteam la SP și așteptam actele, schimbam administrator. Și eu venit direct, era super important și super urgent și a fost tot normal și la un moment dat mă întreabă, dar tu de ce ai rămas în Moldova? Dar m-a întrebat prima și am înțeles de parcă m-a întrebat cu un fel de jel așa sau neînțelegeri, tipă, te ține ceva aici, ai vreo problemă, Mitel, nu-ți dă voie să ieși, știi? În așa, cu așa tonalitate m-a întrebat. Dar nu, eu chiar mă sunt relevant și povestem. Zic, că la voi în Franța, îs un milion de juriști buni. Dar chiar îs buni. Adică voi aveți istorie, codul lui Napoleon, civiliști, cărți, ce vrei. Acolo sunt mereu oameni care se duc o contribuție. Aici, în primul rând, noi suntem mai puțini și la noi tot abia se formează. Sunt oameni super buni la noi și pe civil și pe penal, într-un final, dar ești mai puțini, unul, și piața are mai multe nevoie de un jurist bun decât are nevoie piața din Franța. Și tu aici, pe de o parte, ești mai relevant, simți că trebuiești mai mult și parcă simți că ai lăsat mai mult și poți contribui. Preluând metodele de acolo, adaptându-le la realitățile de aici și faci lucruri. Și poți presezi inclusiv servicii ca dânși sau să încerci la același nivel de profesionalism, de tot, la cost nu prea ai cum, din păcate, dar oricum, și pe mine mă motivează chestia asta că eu sunt și am constatat asta deja pentru mine, nu vorbesc doar de juriști, dar oricum mă înconjoară oameni și am foarte mare noroc de oameni din viața mea care îi sunt spiritul ăsta. În muzică, în contabilitate, în social media, în multe domenii văd oameni și cunosc oameni și sunt onorați să-i cunosc, care schimbă lucrurile, care vor să le schimbe, care încearcă, care greșesc, care au fail-uri, care iar încearcă, iar fail, iar încearcă și îi schimbă. Până la urmă, sprinești o leac mai târziu, poate nu cum ai vrut, cu mulți nervi, cu mai multe pierderi decât te-ai așteptat, dar simt vibe-ul ăsta. Poate eu am un consimțământul meu, poate e viciat, poate asta Facebook-ul mă programează la asta, nu știu, dar simt chestia asta și sunt oameni și îi văd cum îi luptă, care s-au întors acasă, care vor să fac, care au ambiții. Și iarăși nu sunt naiv, că sunt domeniu juridic, văd ce se întâmplă, des nu ai putere să râi stat asta, vrei să te duci, să stai pe malul oceanului la Capo da Roca undeva sau în Lisabona, nu știu, să bei o ceașcă de cafea și te-ai dus calm, nu-ți trebuie problemele astea. Dar este interesul ăsta de a schimba ceva, de a fi relevant, de a lăsa ceva în urma ta. Și sună ea, eu înțeleg, sună pava, n-ai, dar simt ieri să-i schimbat, nu spun, dar știu și văd cum lucrurile treptat se schimbă. Și dacă ei se compar 10 ani cum mergeau ședințele înainte în instanță, din ce îmi povestesc colegii, iarăși eu nu merg în instanță, dar bag mâna în foc, știu colegii care 20 de ani, spre exemplu, profesează, practică, și îi spun, băi, oricum, da, sunt momente, sunt întrebări, dar chiar și modul cum se duce o ședință de judecată, se mai registrează, de-amu, nu e chiar tot așa de, știi, ei, lasă-s și mai este un oarecare control, lumea se mai
adaptează la noile realități și în continuare sunt multe abuzuri și multe chestii care, la care poți să intri în depresie, dar iată cumva pe de o parte simți că poți să leși, să vezi urma ta, să o leși, cum asta te ține și multe chestii care îți Doamne ferește și care te duc în cel mai, știi, vorba ce când mă domnule și băli na dne și tam să snizu pastucealesc. Și că ceva de genul ăsta. Dar pe mine personal e că asta mă motivează. Și, iarăși, poți să alegi ultimul cântec al Satoru. Noi nu credem în drame, nu plângem și nu avem scuze. Nu ne interesează ce crede oricare loser. Adică tu alegi atitudinea asta pe care vrei să o ai. Poți să te plângi, poți să te concentrezi numai pe lucrurile rele și poți să zici că, băi, așa cum este, dar rămân și e ca fac. Și nu te mai plângi de-a mă, nu începi să cauți, dar pur și simplu ei și faci accepti și te gândești și poți să schimbi. Și așa a fost de când m-a ținut la facultate, când am intrat 2013. Tățcă, dar nu, că spre mult juriști în țară și numai juriști și economiști, dar ce să faci, când ați găsești de lucru, ați trebuia să chiar să vorbești cu cineva, când ați nu prea să ai cum și uite, vopșe, ce se întâmplă. Te-ai dus, acazvăiță, intri la facultate. Dacă ai interes să înveți, dacă ești focusat pe asta, ești interesat de activitate, niciodată niciun profesor n-a să ceară mită de la tine, o să-ți pună 10 când ai meritat 10, o să ai libertate de inițiativă să faci și asociații obștiești, că tare spate, că tare piața are nevoie de oameni competenți. Tu hotărăști întrebări sau chestii, dar cineva lucru trebuie să-l facă. Cineva trebuie să lucreze cu clientul străin, cineva trebuie să lucreze, cineva trebuie să explice în engleză, cineva trebuie să... Cine? Tu umbli și hotărăști în asta, dar după asta relevanța ta cu timpul scade, pentru că oricum competența o să trebuiască mai mult și mai mult treptat, o să crească cerere. Poate să fie, dacă vin fizic teroriștii din Rusia, asta ar putea să fie un lucru. Nu, atunci tu nu știi cum să reacționezi. Evident. Asta e oprește tot în genere. Tu iei și sau te duci sau nu mai faci nică, nu știu. Cred că asta și evident niciodată nu poți exclus că la un moment dat, pur și simplu, o să vină o dispoziție când tu o să iei și o să vrei să te duci. Știi? Eu nu pot să exclud asta, adică nu sunt martir și nu sunt... Dar am la moment, așa în stare în care se eu ultima perioadă, ultimii chiar vreo 2 ani, ar spune, nu știu, nu văd. Ca să spun exact ce m-ar face să mă duc, nu știu, când îmi pare că a fost și mai rău. Adică, sau punctul ăsta culminant de rău, parcă vreau să cred că el a că au trecut și plus adaugă și pandemie și război și chestii și spun că, da, dacă ne-am surcat, atunci ce n-o să facem peste 2 ani? Atât suntem țară candidat la aderare, asta înseamnă multe lucruri, inclusiv de bani, adică poate vină un flux de investiții semnificativ mai mare decât ceea ce a fost până acum. Foarte mulți investitori străini se uită în direcția asta, evident că războiul e impediment și justiția de principiu tot, așa că da, poate port un pic de vină, sorry. Dar potențialul e foarte mare. Și acum, dacă eu cred că dacă tu mai știi ca în alergare sau ca sport des, asta este când nu mai poți și gata și anume atunci vrei să te oprești. Dar tu simți că gata, nu mai poți. Dar dacă treci din momentul ăla, tu de obicei atunci bați și recorduri și treci de tot. Pur și simplu trebuie să treci. Ce am învățat? Am învățat că pentru dreptate trebuie să lupți. Asta e cert. Deci, la noi este percepția asta că iată, eu știu că am dreptate și aștept să vină cineva să ne-o facă. Numai eu, să mă duc și să fac ceva. De obicei, dreptatea necesită multe acțiuni și multă luptă. E foarte motivațională, cred că, pentru juriști, cartea lui Iering, Lupta pentru drept, în rusă, Борьба за право, mă tin că se numește. Un jurist ilustru care spune că pentru dreptate trebuie să lupți. Mereu să lupți. Asta uneori poate duc într-o extremă de asta fanatică, dar de genul nu contează valoarea. Trebuie să-ți aperi dreptul. Însuși faptul apărării dreptului, când el ți-a încălcat, să faci asta. Pentru că dacă tu ai lăsat odată 2 ori asta și mai mulți din societatea asta fac, asta devine parte din conștiința noastră. Și noi trebuie să recunoaștem că noi avem asta. Noi ne lăsăm mereu călcați în picioare și nu faci. Deși, ca să nu supărăm pe om, dar des rămân în relații bune, dar des nu mă cer, da, pentru ce asta îmi trebuie, dar hai ca să clarificăm altfel.
Și asta e parte, dacă vrei aproape, din cultură. Și tu când ești omul care vii și spui, nu bun, eu nu spun de mine, pe partea profesională, dar în genere, societate, duci, zici, intri în magazin. Bună ziua, el lucrează până la ora 10, scrie, și tu ai intrat la 9:48. Sara și spune, nu, gata, nu lucrează. Și da, ți-i chiar îți trebuie, și tu ai reușit în timp. S-a încălcat un drept de tău? Eu cred că da. Trebuie să lupți, eu cred că da. Iată detalii de astea chiar minore. Și, pentru că de aici se ajunge la chestii importante. Nu poți să te lești călcat în 90% și în ce e important, o să ieși, o să lupți. Tu nu știi cum, trebuie să ai un psihotip pentru asta, trebuie să te formezi niște chestii psihologice, tu să deprinzi. Iată asta, că pentru dreptate trebuie să lupți, chiar dacă tu ești sigur de dânsa și... gata, tu știi că ți-ai dat de sus. Da, nu, pentru dreptate trebuie să lupți. Alte chestii care ar fi, nu e alb și negru. Iată, eu eram persoana care la mine era bine, rău, era foarte bine, foarte rău. Gata, nu erau cali de mijloc, nu era niciun pod între dânsele, dar viața s-a adeverit și activitatea profesională atât de pestriță, atât de încărcată cu vieți de oameni, cu afaceri care au reușit, care nu au reușit, cu situații, cu diferite, mai pe scurt, chestii, murdare frumoase. Și tu ai înțeles că, știi, era pricolul ăsta pe net, când îți făcea o descriere și îți descrie omul. Ia că a învățat la pictură, familist, chestii, și iubește țara. Și cum îți pare omul ăsta? Ba, ciotchi om, apoi că ăsta e Adolf Hitler. De principiu, oricum, dacă să luăm alte exemple mai normale, tu poți în om să înțelegi anumite caracteristici și nu îi spui deodată el e rău. Sau că este bine, că este o faptă bună și numai așa trebuie să știi. Sau este rău, sau este numai bine. E foarte complicat să dai în genere o definiție, în primul rând o definiție, dar și pe un om să-l pui într-o barcă. Nu, asta tare ne place să simplificăm. Nu, simplificare la creier în genere, place simplificare. E pus acolo, pac, pac, te-ai clarificat, vse, mai departe, aici. Aici e rău, vse, aici e bine, ca pe tine, dar știi numai că tu faci bun, rău, bun, rău. Și asta e nociv. Asta, simplificarea asta, în primul rând, asta e nociv pentru tine, că tu, la tine toți creează numai două culori în cap și tu după asta nu te mai percepi nic. Și asta e foarte ușor să manipulezi. Deși, pentru că pe urmă trebuie să te pună sau un alb sau un negru. Și asta e relevant în foarte multe situații din viață. Eu asta am avut-o și în viața personală, uneori când eram supărat de o perioadă pe tata, spre exemplu, și el era așa sau așa. Și pe urmă începi să te bazi în detalii, să deschizi tabloul ăsta și înțelegi că... Și cel mai abitna e când pe tine te pune în asta. E că atunci tu înțelegi ce înseamnă asta. E rău pentru că nu știu ce. Nu știu, sunt lucruri evidente când am vorba despre Putin, eu cred că acolo discutim, poate... Tu pentru tine ai luat o decizie că e rău, dar dacă ne ducem mai departe să ne întrebăm de ce e rău. Pentru că noi am trecut, noi ca birou și eu personal, am trecut printr-o perioadă de stigmatizare, deci deloc nu ne rușine și eu aș participa la asta încă o dată. Când biroul a început să apere un client și în perioada asta după ce publicul larg ne categorizau gen într-un fel, percepția lor, au aflat pe cine noi reprezentăm și au început pe noi ca avocați să ne perceapă fix ca pe client. Ei, problema asta e de mult în profesia asta, că tu nu trebuie să faci legătură între client. Și acum să nu faci legătură? Nu trebuie să-i pui pe seama avocatului și aici tu crezi că a făcut clientul. Mai pe scurt, nu, da. Sunt lucruri separate, pentru că noi când vrem o societate democratică cu valori și tu îi spui că omul ăsta e lipsit de orice drept de apărare pentru că el trebuie omul pus în piața Marii Adunării Naționale și împușcat, spre exemplu, cazul Ceaușescu, eu nu știu dacă asta e tare democratic. Și nu vorbesc cam concret de Ceaușescu, dar în genere chiar, făcând abstracții de asta. Și au început să spună, tu ești, ca să înțelegem, avem prieteni care mă chemau la diferite conferințe înainte de asta, s-au aflat de caz și pe urmă, peste o lună, spun că, da, tu știi că tare locul și ala deam la conferință. Nu, gen, nu a făcut legătură, nu mi-a spus. Dar mă gândi, spune direct, băi, tu ești zlo, tu ești rău, și tu ca avocat, vopșe, a diavolului, și tu, ștat biroul tău, vopșe, dar au făcut-o, tipu, la evenimentul ăsta, de acolo era Uniunea Europeană, ceva reprezentanță, n-a spus, vic, mai pe scurt, ceva, s-a luat ultimul timp, s-a tăiat locurile, bla, bla, bla. Ok, și atunci, mai ales prima perioadă, era pus pecetea asta, că voi gata, atât e clar, rău absolut, și te-o pus acolo. Am început să mă gândesc la problema asta, cât de des eu asta fac. Și trebuie să recunosc că așa e.
Simplificare, da. Stai cu oamenii pentru asta au primit Nobel. Asta gen e chestie probată. Când Kahneman a primit Nobel pentru Behavioral Economics cu Tversky, ei au arătat biasurile astea cognitive și printre cele mai mari biasuri, adică niște chestii care te influențează luarea deciziilor. Și eu am analizat în contextul economic. Și eu am analizat, iată, este chestia asta de simplificare. Așa lucrează creierul. Sistemul în care e decizii repede, când te-ai dus, nu te gândești 1000 de ori și te îmbraci, ți-ai ales, ai luat o decizie repede. Ai văzut un leu, fugi. Asta e repede. Ai văzut un om, ți-ai făcut părere. Asta e repede. Și sunt, este sistemul 2 care analizează, care el e mai profund. El poate să oprească niște impulsuri, niște chestii. Și des noi activăm în regimul de sistemul 1, dar el ce arată biasurile astea cognitive, că tu știi despre asta. Căruci, acolo vabși, era un experiment. Și le-a spus, asta e un experiment și a adunat oameni. Și le-a dat să învârtească pe ruletcă. La o parte din grup, tăcele nimerea pe ruletcă așa era până la 20, spre spune. Și era altă parte care tăcele nimerea pe ruletcă era tăt mai sus de 40 sau de 30, nu știu cât. Și după asta urma un șir de întrebări. Inclusiv, câte țări sunt în Africa? Așa e la care le nimereau, deci legătură cauză-efect. Așa e la care, asta se numește efect de ancorare. La cei care le nimereau până la 20, per mediu, i-au spus că în Africa sunt mai puține țări pe continent. Așa e care pe ruletcă erau mai mult, pe ruletcă era numărul mai mare, că asta era imediat aproape chestie. Ei tot timpul spuneau că în Africa sunt mai multe țări. Efectul ăsta de ancorare, multe, multe chestii, dar asta e o chestie super simplă care arată. Și noi, evident, simplificăm inclusiv la păreri, de atât că așa nu ne mai comod să operăm, vabșe, noi de atât așa am supraviețuit uneori, că am învățat că ceva, tot asta se transmite, uneori biologic, все, tot e, da, genetic, super. Totuși, dacă noi deja știm problema, e timpul să ne întrebăm cum noi asta schimbăm sau nu schimbăm, sau poate lăsăm așa cum trebuie. Și mai pe scurt, chestia asta de alb-negru am văzut-o din multe fațade, inclusiv prin prisma la experiența mea. Și da, asta e mare, mare rău să faci asta. Multe chestii care se întâmplă, schimbări, ele nu e așa că s-au adunat o majoritate și au zis, de azi noi dăm drept femeilor. Nu, formal așa se întâmplă când votează o lege. Dar până ajunge acolo, cine asta a făcut? Un grup care a devenit total intolerant la o anumită discriminare, chestii, problemă, cu femeile, cu sclavii, cu rasele, cu paradele, cu tot, egalitate de gen, de orice. Nu s-a adunat, dar că a apărut, a fost problema sclaviei. Și a venit, s-a strâns la foc sau în parlament și a zis, da, vă știți, atât noi avem o problemă, dați sclavie să o abolim. Ce idee frumoasă, știți, aplaudă, votat. Dacă amu cu femeile avem o problemă, colegi, bărbați, numai noi suntem toți bărbați, și am zis, femeile nu poți vota, dați să votăm că femeia mea acasă îmi face probleme. O votat și tăți, a rezolvat problema. Acolo doar au fost martiri care au ieșit, au luptat și au spus, așa nu lucrează. Și este un grup mic care e intolerant la chestia asta. Și mulți din trânși, din acei lați care, ei, am eu, dar sclavia nu tare, sunt pot trivă, nu că pentru mine e strict necesar pentru că eu trăiesc că e și abolită, nu, dar dacă și abolită și așa, dar e tac. Și sunt ăștia care abuzează de sclavii, spre exemplu, care folosesc nemijlocit munca asta. Și cu dânsii tu efectiv luptai. Și ăștia, iarăși, mii și intoleranți, au luptat cu așa ca să le schimbi percepția la unii. Și ei când au văzut ăștia și le-și odată într-o dată seama că da, într-adevăr, s-a fost o luptă, și mulți oameni au murit, mulți s-au sacrificat pentru binele ăsta comun mai mare, ei au rămas eroi, dar chestia s-a schimbat și atunci s-a strâns în parlament și a zis ca tare, da, avem o problemă și atunci s-a votat. Fix așa e și cu chestiile astea noastre din societate. Tipa, până ați găsească o anumită grupă care cu riscul de reputație, de a fi vorbiți, de a fi poate evitați, de a fi nu știu ce, eu o să începi să discute și prima asta chestia asta se normalizează, renormalization group. Și tu la un moment dat îți dai seama că tu vorbești asta undeva acasă sau în public sau nu știu ce și asta de-a mai normal. Dar cineva trebuie să o facă. La noi, Moldova, asta nici nu-ți faci, nici conferințe, nici nic, nu scrii nici o carte. Bun. Am ajuns noi cu câțiva prieteni. Datorită lor am fost cumva și o parte la procesul ăsta, s-a fondat Juridice Moldova și noi organizam conferințe pentru juriști profesioniști. S-a organizat o conferință de 100 de oameni. Asta e, Doamne ferește! Și de greu. Și când te jelui, când nu-ți place, când nu asta, trebuie și solicitare de calitate, standarde.
Da, ok, dar dacă șansa e și o fă, de ce asta nu fășe nimeni? Eu cum mă întreb de ce? Sau dezinteres, sau de ce eu să mă ocup de alții, sau da, zato când spui că nu-i nic, apu prea mai e că nu-i nic și vse, și tot e rău. Și... Ok, fă mai gine, da, fă ceva. Nu-ți place industria muzicală, fă ceva, cântă, lansează. Nu-ți place drept, scrii cărți, du-te, implică-te, predă, nu știu. Faci, davai, influencer, go ahead, promovează alte valori, devin interesant pentru un public chiar șoc și de larg. Menține-le atenția pe mulți ani, fă parodii altele cu sens mai profund despre stoicism și asta. Fă lumea suite la tine, fă... să-ți plătească publicitate, davai, e rău. Fix aceeași poți zic despre cine vrei și influenceri, Tani Vandă, oricare. Nu, nu ne place, dar noi și uităm că dacă este cerere la asta, în sens că, bun, tu vrei să lupți cu asta, dă-le o alternativă, fă-le ceva, implică-te. Nici nu-i poate nu-mi place, dar ce să fac? Asta și chestia cu manele, știi, nici tare îmi place piesa asta, manele, manele. Na-na-na-na-na, adică el e în risc, este asta, parcă, băi, nimeni n-ascultați, dar tăi să știți, ceva de genul este. Dar tu, prin, când zici că n-a ascult manele, tipa, eu sunt mai bun, eu sunt foarte fin așa la gusturi, dar manele asta e, tipa, știi? E fix așa, așa e, ceva, dar dacă ții nu-ți place, îmi crezi, nu-ți place de ce? Nu de dacă te-ai uitat cumva la dânsul și te uiți așa câteodată și mai tragi cu ochiul și... Nu-ți place, limitează vopșe contentul să nu-i dai interacțiuni pe Facebook, pe Instagram, mai puțin, dă-i atenție și cat, el singur îți dispară. Da, oferă alternativă, bag. Nii tare îmi place, băieții care cu stand-up-ul apărut, îmi place Zebra Show, îmi place Zero 2, îmi plac anumite podcasturi pe care le urmăresc că bine să vreau să-i susțin. Ah! Îți place muzica fină? Dar susține-l pe Marcel de la, cu pianul. Fii patron la dânsul, dă-i $10, susține-l, du-te la concertul Luna Forniță, nu știu, fă ceva, la surorile Osoianu, promovează ca să apară cere pe piață și lumea zic, ei, scoate-mi tătă, așa, oamenii vor asta. Oi, le-s așa de multe, dacă ceasnă. Prea cel mai mare, cel mai mare 10 eșecuri. Cel mai mare, pe personal sau profesional? Hai, profesional. Să presupunem. Dar el cumva e personal, n-ai. Eu la 23 de ani am lăsat o companie, se numea Black Swan, fix așa ca și cartea lui Nassim Taleb, zic eu, sunt fanatul. Și ideea era că eu să fac o companie care schimbă piața juridică, dar cum? Printr-un produs Legal Tech. Deci trebuie să fie o platformă care generează automat documente, contracte de împrumut, chestii care e foarte ușor de generat. Și eu am spus că am făcut eu consultanță, gata, pe piața asta, văd viitorul, mai pe scurt eu sunt deștept, Doamne ferește, și fac eu schimbarea asta, văd că nimeni, eu mă bag să fac. Și cu naivitate, cu tăta, într-o lună am lăsat lucru, tăta, am zis, gata, eu mă duc. Fac companie, eram cu un partener și eu eram sigur, da, adică multe, acolo nu era greșel că eram naiv, eram efectiv prost, că eu n-am făcut cercetare de piață, numai nici s-a părut ca asta să-mi puști, chestii rocket lawyer în SUA, все, значит. Și am făcut, am lansat compania, între timp mai prestam niște servicii consultanți, dar erau așa, pe plan secundar. Și noi trebuie să lansăm marea platformă, generare, document juridic, gata, vedem 1000 de oameni, plătesc $5, asta sunt $5,000 pe lună, prima perioadă, dar tăi să-ți folosească, dacă să creștem și eu generez, păi, la mine erau niște calcule, gata, eu... Și asta a durat până la una. Asta a fost dureros, dată că m-a lovit exact în ambiții și în ego, că eu m-am băgat. Și Black Swan, asta și Black Swan, care concept în cartea lui Taleb. Asta sunt evenimente extrem de rare care au un impact major, care tu nu poți de obicei să le prevezi și eu zic, eu slab de neagră pe marketul de legal, evident. Dar, evident, nu a fost fi din vari motive care eu le-am înțeles mai târziu, cred că le-am înțeles, și nu am pușcat, dar prima perioadă cumva eram presat de eșecul ăsta, plus mentalitatea asta de, nu direct în față, nu spune nimeni, evident, tu auzi, cine e Maxim, acel care, companie care cu Black Swan, și tu auzi și zici, blin, într-adevăr, și m-am preiebit eu. Știi? Și de tare am dat-o în bară. Și am cum ies că eu sunt ratat. Și cu asta lupt. Eu cred că vreo 2 ani am luptat cu asta.
cu percepția asta. Până am început să mă mândresc că eu și interacționez cu antreprenorii, antreprenorii și fac de sau eșec, dar eu înțeleg eșecul. Eu și un alt judic, deja eu știu cum e asta. Și eu cred că să mai încerc chestia asta, sub diferite forme, să o fac. Deja cred că mă oleacă mai serios, inclusiv sper cu colegii care sunt, adică să facem un produs de firmă, de, nu, sunt niște idei. Dar asta a fost așa, m-a pasat pe toate planurile. Deci îți lipsește încrederea în tine, îți stai din elanul ăsta creativ, tu de-am înțelegi, sau la momentul acela îți pare că gata, tu că tare nu poți, și numai, mai ales când îți stai încredere, știi cum, e, că vorbim de concertul Oxymoron, că el povestea că 6 ani, 7 ani, el a fost trup de tăt și n-avea, era neîncrezut din cauza la niște chestii care s-au întâmplat. Pe că fix așa, este eșec care aparent nu s-a întâmplat, nici n-am pierdut nici bani mulți acolo, nici am stricat vreo 2-3 relații, cred că cu partenerii care erau pe proiect, nu ne-am înțeles, nu știu ce. Asta tot a fost o lecție, dar până la urmă n-am pierdut așa mult, știi, și avem 23, și la 24 de-am la mine, gata, nu a reușit. Și 24 de ani merge înainte, dar eu când 2 ani încă am trăit după mine toată chestia asta. Și asta a afectat tot. Eu n-aveam entuziasmul de lucru, n-aveam. Eram foarte presat de eșecul ăsta. Și asta, eu nu vreau să pasez responsabilitatea, dar asta e sinteza, dacă vrei, consecința la tot sistemul nostru educațional și mentalitatea noastră care avem, din păcate, că îți greșești rău, îți greșești nota 2 la tablă, mâine cu părinții, greșești, acolo ești un ratat. Nu trebuie să încerci, trebuie și verneac, trebuie, te-ai pornit, o lună n-ai făcut, afacere, scos bani, pac, vse. Asta e tare greu cu asta să lupți. Și dacă ești mai slab, cum eram eu, pe o anumită perioadă, poți să te oprești din afaci. Și exact, eu n-am înțeles de să mai discut cu oameni mai deștepți ca mine, să mă duc să mă consult, nu să-mi spară că eu sunt cel mai deștept, să nu uit de vorbele lui Kahneman, că oamenii au capacitate practic nelimitată de a-și ignora propria ignoranță. Asta e cert. Deci noi uităm că noi suntem ignoranți și avem o capacitate practic nelimitată să nu observăm asta. Și să ne spară că noi luăm cel mai bun decizii, suntem cei mai deștepți și tot asta. Și asta te încurcă la luarea deciziilor bune. Trebuie să ai setea asta de... Să povestești o istorie despre Umberto Eco, tipa, el avea o bibliotecă mare de 30 și ceva de mii de cărți și tipa, erau două tipuri de oameni. Cei care intrau în bibliotecă și ziceau, wow, Umberto, dar câte cărți de aici tu ai citit? Și tipa, este a doua categorie, care intră în bibliotecă și întreabă, dar ce cărți de aici tu n-ai citit? În sens că tu pui accent pe cei și tu nu știi, pentru că din perspectiva la risk management, asta e mult mai util decât te gândești, că eu știu numai asta, că eu știu cum să faci un contract, spre să spunem, cum îl structurez și nu știu ce. Și vine un client nou dintr-o ramură care tu o știi, dar spre spunem nu așa de bine, și dacă tu pui accent numai pe asta, că eu să fac contractul și așa, vse eu știu. Dar tu nu-ți pui întrebări, dar stai, deci trebuie vreo aprobare prealabilă, ceva, dar trebuie cu vreun organ, dar poate el are niște contracte care trebuie să mă duc în registru și le văd. Tu dacă nu-ți pui asta, te-ai focusat mai pe ce tu știi și tu ești ignorant. Asta e risc. Pentru tine, pentru client, dacă vorbim foarte practic amu. Dar asta se întâmplă în tare multe chestii care, când iei decizii. Și tu e că tu uiți de asta și când îți pare că ești cel mai deștept, atunci precis ceva se întâmplă rău. Și, cred că e că asta aș face, să înțeleg ce nu lucrat și unde am fost ignorant. Dacă tu tot faci tot corect și tot asta, nu are cum să nu sprânească. O, poate odată, două, chestia, șansă și restul, da, cred că oricum sprânește. Și asta... Eu am văzut în interviurile anterioare, v-au spus mulți antreprenori. Omul care a putut să ducă în SUA să-și facă o viață sau nu știu ce, o să spună că viața e frumoasă, că poți să călătorești și nu știu ce. Omul care nu i s-a reușit, îți zic, hai, lasă, tu concentrează-te pe chestii mai pământești și ieși. Și ambia să aibă dreptate, pricolui că... Vreau să scriu o carte și nu pot să explic chestia asta. Asta e un fel de... Nici nu-mi place că am ideea asta fix. Dar sunt, mai pe scurt, un fel de necesitate și des când scriem articole, nu faci dacă le-au citit 10 persoane, nu contează. Dar eu mă simțeam bine că le-au ieșit, de mine parcă... Mă refer la profesionale, carte pe aspect profesionale, nu? Și eu am de vreo 3 ani un timp, vreau să scriem despre blockchain, pe urmă vreau să scriem despre nu știu ce, și am alte idei. Asta zic,
Și am zis că anul ăsta, sau scot anul ăsta, sau niciodată. Vse. Gata. Sau o scrii, sau nu o scrii. Alb și negru, dar dacă, nu, dar câteodată trebuie să pui deadline-uri. Și, dar atâta timp să te gândești la asta și să nu faci asta, mai gândi, nu te gândești, mai gândi, gata, uite. Și am, nu știu ce v-a venit la mine în cap chestia asta, dar am, în schimb, simt că aș avea o leacă și povestie acolo și aș scrie, am nevoie de un coautor și cred că l-am. Și să o scrim să fie super practică, o chestie practică pentru practicieni. Din experiența noastră, nu mare treabă că noi știm mai bine cum, dar poate v-ar fi util. Iacă, dacă vreți, uitați-vă și cu gândul ăsta, să fie util. Și vreau, nu știu de ce, e straniș pentru mine dorința asta, dar mă rog, este, se face. Că spunem de oamenii care mă înconjoară, în sens că e una când citești biografia lui Jobs, al lui Einstein și al lui Elon Musk și al lui Tesla și nu știu cui acolo mai este, sunt foarte inspiraționale, dar e undeva departe acolo. Nu, tu știi că eu făcut ceva super, dar când vezi omul care încearcă să mute munți, care e lângă tine și tu îl vezi des și îl încearcă ceva să facă, asta inspiră. Pentru că noi avem momente de slăbiciune și când ești înconjurat de oamenii ăștia, asta o leacă nu e stoic ca tare, din păcate, în sens că tipa, tu trebuie să ai valorile tale și să faci, dar ei inspiră. Adică, ei chiar inspiră și tu te uiți, omul atât i-a făcut și el așa de bravo, de puternic în sens care slăbiciunile lui, dar el în continuare face și crede și lucrează. Așa că pe mine în ultima perioadă ziceam că efectiv oamenii ăștia care spuneam contabilitate, muzică, media, de pe unde am mai strâns și ne-o dăruit viața, pe că ei inspiră. Pentru că tu vezi și zici, băi, asta e posibil, dar tu când vezi că asta e posibil, cu ochii tăi alături, pe că atunci tu deja crezi în asta. Pentru că ceva și care au făcut Skype-ul în Estonia, este PayPal Mafia și este Skype Mafia. Deci estonieni. Eu spus că boom-ul, în genere, așa este o explicație și pare relevant, s-a început în Estonia, inclusiv când oamenii au văzut că e posibil. Deci tu poți face un unicorn în Estonia, Skype, și să-l vinzi și să creezi start. Și oamenii pe urmă au fost implicați în finanțarea la alte start-up-uri acolo pe loc. De-am lumea au văzut că e posibil. Și gata, a fost trecută bariera asta psihologică, limita. Că nu am idei, că nu... Gata, iau-te, țară digitală cu e de asta, permit și vrei, e rezidenție și tot e posibil adânși. Așa că oamenii și care primii, care știu, o strecurat gheața și o ieșit și restul tot zis că opa, dar uneori asta de-am apare sub diferite forme, tipa unii cu invidii de genul, băi, el tu de ieșit mai asta, mai ales că el a fost coleg cu mine de facultate și știu că eu sunt mai deștept, ceva de genul. Dar alții, da, uite, da, asta realne, dar eu mă băgam și credeam că nu, dar uite, dacă eu făcut și eu azi pot. Și oamenii ăștia să, iată, masă critică, e că atâta trebuie ca să ne schimbăm. Nu ne trebuie majorități, parlamente, adică n-ar fi rău ele și ei, dar noi putem să facem asta. Asta e uite, cu umaniștii poți să dezbați, dar matematica e o chestie simplă. Și eu mă, căruci, fractalele și tot chestia asta cu minoritate e chestia matematică. Așa că lucrează precis. Da, nu, acolo eu am răspuns de ce-s fericit, dar eu cred că sensul vieții alea că e mai accentuată. Tu poți fi fericit că, a? Un set de chestii, dar prea sensul. Nu, că tare bun, eu știu. Eu îmi văd locul prin a fi util altora. Nu doar cu partea profesională, dar chiar eu discutam cu mai mulți prieteni că am găsit aceeași fișcă la noi comună. Uneori știi când într-o încăpere îi tristețe, poate asta și e rău, către, nu știu, și tu te simți parcă tu incomod și vrei să dai o leac de vibe de asta. Pentru că tu simți necesitatea ca să și ghine în jurul tău, tu vrei să fii așa. E nevrotism? Nu, dar sensul, eu n-am zis sens sănătos, am zis de care este. Vreau să fiu util, vreau să las ceva în urma mea. Și din păcate relativ recent mi s-a deschis partea asta oamenilor, vreau să fac pentru oamenii mei, eu poate facem înainte, dar nu conștientizam, deci vreau să le fiu alături, să-i simt fericiți că și eu cumva să contribui la asta. Mă referesc la un grup foarte mic de oameni, dar care într-adevăr îți adaugă culori pe paleta asta existențială. Și cred că asta ar fi de bază, dar ele poate să manifeste într-o sută de moduri, da. Dar cred că asta e rădăcina.